anul acesta sărbătorim Ziua Veteranilor de Război sub dominanța a patru evenimente epocale. Două de factură militară și două referitoare la locul și rolul României în Uniunea Europeană. Au fost răniți, întemnițați, persecutați sau dați dispăruți. Este vorba despre veteranii de război din România, care astăzi s-au strâns în Piața Unirii din Brașov pentru a celebra ziua dedicată lor. O serie de ceremonii militare și religioase au fost organizate în cinstea veteranilor prezenți și în memoria celor care nu mai sunt printre noi. La eveniment a participat președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, prefectul județului, Marian Rasaliu, și reprezentanții ai Asociației Veteranilor de Război din cadrul Ministerului Apărării Naționale și din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Este o zi extrem de importantă, se împlinesc 117 ani de la decretarea zilei de 24 aprilie ca Ziua Națională a Veteranilor de Război. Sunt recunoscători pentru tot ceea ce au făcut în decursul timpului, de jertfele pe care le-au adus pentru ca noi, generația de astăzi, să trăim într-o Românie liberă și într-o Românie europeană. Le urez multă sănătate celor care astăzi mai sunt printre noi, multă putere și iar celor care au trecut la cele veșnice, Dumnezeu să-i odihnească și îi asigurăm de toată recunoștința noastră. Mă înclin în fața tuturor celor care și-au dat viața pentru patrie și care au purtat în suflet drapelul țării noastre. Le urez pe această cale sănătate, sărbători fericite tuturor urmașilor veteranilor de război, a veteranilor de război care mai sunt încă printre noi, și un Paște fericit! La ceremonie a fost prezent și domnul Aurel Deteșan, un veteran de război, ce anul acesta împlinește 100 de ani. Eu am terminat la Stalingrad, în cerc, cotul domnului început acolo și m-au încercuit și de acolo am scăpat, vai de capul meu. Cum era atunci, în 40 de zile, nu m-am spălat, n-am schimbat lenjeria de pe mine, nu am văzut aproape nici apă, era niște zăpadă, mai lingeam așa. Dacă în anul 2002 erau în viață peste 5.000 de veterani de război, în anul 2019 mai sunt doar 140.